Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic, ediție specială. După cât deja v-ați deprins, în fiecare zi intrăm cu aceste ediții speciale prin care încercăm să vă informăm din surse sigure despre ceea ce se întâmplă la Chișinău în legătură cu evenimentele politice care se desfășoară. În această zi salut prezența în studio a domnului Corneliu Popovici, consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună ziua și bine ați venit! Și a domnului Igor Sârbu, membru al Comisiei pentru Tineret din cadrul Consiliului Societății Civile, de pe lângă președintele Republicii Moldova. Bună ziua și bine ați venit! Între timp, așteptăm să ni se alăture și Elena Pahomova, jurnalistă. Până atunci, vreau să încep această emisiune cu domnul Popovici. Domnule consilier, iată, domnul președinte, în dimineața acestei zile, a făcut o declarație destul de interesantă, pentru că sunt programate o serie sau proteste pentru ziua de duminică. Acest lucru a fost confirmat și prin mesajul pe care l-a adresat și prim-ministru Maia Sandu, dar și domnul Năstase, practic în unison ei au remarcat faptul că duminică totuși sunt așteptați simpatizanții acestor partide politice pentru a transmite mesajul lor de susținere a guvernului Sandu și a ceea ce se întâmplă pe arena politică. Vreau să ne vorbiți dumneavoastră un pic mai multe. Da, eu deja acest mesaj a fost transmis, dar vreau să amintesc că pe parcursul ultimelor zile șeful statului, domnul președinte Igor Dodon, de mai multe ori a menționat că sunt sute și mii, poate chiar zeci de mii de adresări din partea cetățenilor Republicii Moldova cu mesaje de susținere a Parlamentului nou, a conducerii guvernului, în mesaje de susținere și de sprijin a președintelui Republicii Moldova. Și în aceste mesaje adresate de cetățenii Republicii Moldova exista și propunerea ca cetățenii să-și manifeste această susținere, inclusiv prin intermediul unui marș pașnic în capitala Republicii Moldova. De fapt, menționez marș pașnic. De fapt, până la urmă, o asemenea manifestare, într-o oarecare măsură, se pronunțau și politologii, era nevoie ca Occidentul și, de fapt, întreaga comunitate internațională să vadă cât de multă susținere are guvernul Sandu și cum, de fapt, apreciază evenimentele de la Chișinău. E o abordare cât justă? Cât privește susținerea din partea statelor lumii, din partea partenerilor, această susținere deja există, sunt zeci de state care au susținut schimbările care s-au produs în Republica Moldova. Noi cunoaștem poziția, să spun așa, celor mai importanți parteneri ai Republicii Moldova, mă refer la Uniunea Europeană, mă refer la Rusia, la alte state, care deja pe parcursul ultimelor zile și-au manifestat, sau mai bine spus, au susținut sau au salutat aceste schimbări care s-au produs în țara noastră. Da. Iar aceste meeting-uri, cred eu, în mare măsură, nu este pentru a demonstra străinătății ce s-a petrecut la noi în țară, cât este o posibilitate ca cetățenii Republicii Moldova să-și manifeste susținerea pe plan intern al noi guvernări. Vor exista anumite impedimente, vorbea și prim-ministru, ca concetățenii noștri să ajungă la Chișinău. Însă cel mai important, ne avertiza și domnia sa, ca să nu existe incidente. Este cel mai important lucru, pentru că încă o dată vreau să repet, această manifestare, acest marș este unul pașnic, unul care își propune doar ca cetățenii să-și manifeste susținerea Parlamentului nou, Guvernului, Președintele Republicii Moldova și nici de cum nu are un conținut agresiv sau este îndreptat împotriva cuiva. Cât privește impedimentele, cu siguranță, ținând cont de situația obiectivă existentă la moment, nu este exclus că pot fi anumite impedimente în ceea ce privește blocarea accesului în capitală, ținând cont de experiența anilor precedenți. Da. Domnule Sârbu, iată, pe parcursul zilei de ieri, în cadrul instituției prezidențiale s-a desfășurat Consiliul Societății Civile, de pe lângă președintele Republicii Moldova, în care s-a discutat inclusiv starea de lucruri de la Chișinău.
Pe plan politic, vreau să treceți în revistă care au fost principalele aspecte enumerate acolo și care au fost, până la urmă, aspectele care au fost puse în discuție. Vreau să vă spun că întreaga societate este la momentul dat nedumerită de lipsa de respect a Partidului Democrat, lipsa de respect față de legislație, față de popor, față de Constituție, lipsa de moralitate și bun simț. În acel moment în care trebuie să cedeze de binevoie pașnic organele de putere, sunt pichetate și blocate, generând o criză politică care în orice moment poate să declanșeze instabilitate. Putem să vedem exemplele care s-au petrecut în Ucraina, spre exemplu. Noi nu avem nevoie în Moldova astfel de evenimente și totul depinde de maturitatea politică care urmează acest partid să o arate, deoarece tineretul de la noi din Moldova, dacă vom continua așa să dezvoltăm țara noastră, degrabă va fi prezentat doar din diaspora. Uitați-vă cum toți încearcă să caute diferite căi pentru a părăsi această țară, fiindcă nu văd viitor aici în Moldova. La momentul dat este important ca să se activeze organizațiile non-guvernamentale, colaboratorii instituțiilor și a organelor de stat, mă refer mai ales la polițiști, SIS, procuratura, care în mare parte susțin guvernul nou, dar le este frică de către conducătorii săi și nu se hotăresc să aprecieze cu care guvern să colaboreze. De ce Partidul Democrat nu predă puterea de binevoie sau în condiții pașnice, fără a fi forțat? La sigur, ei nu au așteptat așa o întorsătură a situației și la momentul dat au foarte multe treburi ilegale care au fost făcute și nu au reușit să șteargă urmele și au foarte multe ilegalități. Uitați-vă chiar același raport Kroll, care până la momentul dat nu este clar cine a furat acel miliard. Sunt informații că într-o regim așa mai urgent sunt scoase sume enorme de bani de pe conturile agențiilor și organelor de stat în offshore. Sunt acum nevoie de aceste proteste pentru a întinde timpul. De ce au nevoie de alegeri anticipate? Pentru a câștiga timp, pentru a putea strânge urmele. La momentul dat, situația este foarte periculoasă și este important de a urgenta această procedură și de a clarifica această întrebare cât mai urgent. Domnule Popovici, iată, remarca și domnul Sârbu despre faptul că în ultimul timp au loc extrageri enorme de sume mari de bani de pe conturile companiilor, lucru de fapt pe care l-a subliniat astăzi și Vadim Brânzan, ministrul Economiei și Infrastructurii în guvernul Sandu. Întrebarea firească e dacă acest fenomen poate fi stopat, poate fi controlat, pentru că domnia sa spunea că putem iarăși deveni martorii unor fraude, citat încheiat. Da, după cum cunoașteți, recent a avut loc ședința Consiliului Suprem de Securitate a Republicii Moldova sub președinția președintelui, domnului Igor Dodon, și unul din subiectele care a fost pus în discuție și despre care s-a vorbit deja în public este indicația dată organelor de resort, organelor competente, ca să monitorizeze aceste dilapidări de surse, de sume enorme. Și eu sunt sigur că dacă așa ceva se va constata, cu siguranță persoanele vor fi pedepsite aspru. La moment vreau să spun că șeful statului, prin intermediul Consiliului Suprem de Securitate, a dat astfel de indicații de a evita astfel de transferuri. Dar, doi membri destul de importanți s-au lipsit. Dar cine știe? Pentru că noi cunoaștem că pârghiile reale, totuși la etapa actuală în guvern, se află în mâinile fostului guvern, să spunem așa. Da, ziceam la acest Consiliu de Securitate. A lipsit doi membri. Da. Este vorba de guvernatorul Băncii Naționale și procurorul general. Și procurorul general.
respectiv s-a cerut și publicarea raportului Kroll? Sigur, și raportul Kroll s-a cerut să fie publicat, nu atât publicat, cât cel puțin să fie făcut cunoștință. Conducerea țării, cred eu, are dreptul ca să cunoască conținutul acestui raport, raport care a fost elaborat pe bani publici și a fost elaborat cu scopul de a elucida o crimă care a fost săvârșită în Republica Moldova și care a adus un impact negativ economiei Republicii Moldova, societății din țara noastră pe mulți, mulți ani înainte, deoarece toate acest furt a miliardului trebuie să fie recuperat pe contul cetățenilor țării noastre. Deși președintele, pe parcursul ultimilor 2 ani de zile, nu odată s-a pronunțat privind neadmiterea transferului acestor datorii pe contul cetățenilor. Adică banii trebuie să-i restitui cei care i-au furat. Iar pentru ca cei care i-au furat să fie să restitui banii, trebuie să fie identificați și respectiv tras la răspundere. Domnule Popovici, vreau punctul dumneavoastră de vedere. Pe parcursul zilei de ieri, vicepreședintele Parlamentului Slusar spunea că lipsesc o bună parte din actele comisiei într-o elucidare a tocmai ceea ce vorbeați dumneavoastră un pic mai devreme. Cum se explică că faptul ăsta vine într-o ceea ce susținea și domnul Sârbu, se ascund, se lichidează urmele? Eu nu pot să vă spun, pentru că nu am vorbit cu domnul Slusar, pot să vă expun doar acei ce am luat cunoștință eu în presă. Din câte am înțeles eu, documentele se află în arhiva Parlamentului Republicii Moldova, dar trebuie de văzut, trebuie de controlat. Pentru că, din ceea ce am citit, am înțeles că materialele în cauză se aflau în SAFE-ul președintelui acestui grup de investigații, care era domnul Reitman, și, din spusele lui, aceste materiale se află la etapa actuală în arhiva Parlamentului, lucru care trebuie să fie controlat. Da. Domnule Sârbă, iată, în toiul acestor evenimente de la Chișinău se încearcă uneori a distrage atenția de la esențialul sau esența problemei și tot mai multe figuri politice, inclusiv analiști politici, pomenesc sau scot în prim plan acest fenomen al unirii cu România, al unionismului și așa mai departe, pe care deseori, dacă e să privim la reci, el este utilizat doar pentru a obține dividende politice. Ori și de această dată Partidul Democrat vehiculează această teză, în speranța că va obține ceva dividende și de această dată. Cum catalogați dumneavoastră acest comportament? Eu cred și segmentul de unioniști care există în țara noastră. Eu cred că este un instrument de a distrage atenția de la lucrurile importante. Nu exclud că vor apărea și alte noutăți, ca și cum ar cade un asteroid și toți ar muri, ca poporul să nu atragă atenție la problema principală, dar să se distragă. Nu este important la moment problema unionismului sau alte probleme. Uitați-vă dacă a fost posibil în acest guvern nou două partide cu orientări diferite să facă o alianță pentru a da jos această dictatură, atunci eu cred că sunt motive de a înțelege că politicienii s-au maturizat și este o șansă ca mai înțelept de a conduce și de a guverna această țară. Și nu cred că unionismul poate fi o problemă sau la momentul dat să distragă această opinie. Domnule Popovici, sunt utilizate diferite curente. Unele extremiste, de altfel. Eu cred că cel mai important lucru care trebuie să fie soluționat la etapa actuală de către societatea moldovenească este restabilirea ordinii în țară, deoarece în pericol este stabilitatea țării noastre, este în pericol viitorul statului. Și lucrul ăsta este menționat atât în adresările cetățenilor Republicii Moldova către primul ministru Sandu, către președintele Republicii Moldova, către conducerea Parlamentului, cât și opiniile celor din străinătate, care menționează despre necesitatea menținerii ordinii, păcii civice în societatea noastră și restabilirea, să spun așa, regimului democratic în țara noastră prin excluderea controlului oligarhic asupra instituțiilor de stat. Cât privește mișcări cu caracter extremist, eu mă gândeam în primul rând la aceste așa numite organizații parasportive, pe care reprezentanții cărora le vedem prin centrul Chișinău la etapa actuală.
Eu cred că în adresa acestor cetățeni trebuie sau acești cetățeni trebuie să nevrească în vizorul organelor de resor, deoarece ei cu siguranță pot genera anumite instabilitate în stradă, mai ales în contextul unor eventuale manifestări de amploare. Spuneți-mi, vă rog, iată, vorbeam despre faptul că tot mai multe țări susțin noul guvern, conducerea Parlamentului și așa mai departe. Vreau să pornim de la faptul că și ex-președinții Snegur Lucinski, într-o scrisoare pe care am văzut-o și publicată și pe rețelele de socializare, își exprimă susținerea în raport cu ceea ce s-a întâmplat și dă niște explicații de rigoare. Vreau să ne vorbiți despre susținerea celor doi președinți și despre susținerea mai multor organizații care vin să încurajeze de fapt ceea ce se întâmplă în țara noastră. Da, vreau să spun că am luat cunoștință cu această scrisoare a președintelui Snegur, a președintelui Lucinski. Este un document destul de interesant în care acești foști șefi de stat vorbesc despre faptul că este o situație nemai întâlnită în istoria statului nostru, chiar și pe timpul când au fost ei șefi de stat și mai ales la etapa când Moldova se cristaliza ca țară. Și cred eu că ideea centrală este necesitatea discutării oricăror subiecte, oricăror probleme, nu în altă parte decât în forul reprezentativ, în forul legislativ principal al țării noastre, a Parlamentului. Adică toate discuțiile, toate contradicțiile dintre partidele politice care sunt în Republica noastră trebuie să fie puse în discuție în Parlament. Cât privește susținerea din partea organizațiilor, colectivelor, numărul acesta crește zilnic, zilnic sunt mesaje de susținere a noi guvernări și cred eu că în zile apropiate numărul lor va crește într-o progresie geometrică. Chiar m-aș adresa cetățenilor Republicii Moldova ca să se implice masiv în acest proces ca să nu rămână în urmă toate colectivele. Între timp ni s-a alăturat și Elena Pahomova, bună ziua și bine ați venit, jurnalistă, președinte a Comisiei pentru Mass Media și Comunicare din cadrul Consiliului Societății Civile de pe lângă președintele Republicii Moldova. Elena, iată, discutam despre faptul că președintele Snegur și Lucinski a susținut printr-o scrisoare guvernul Sandu și tot ce se întâmplă pe arena politică, în timp ce la cealaltă extremă ex-președintele Voronin și-a arătat susținerea pentru Partidul Democrat. Aici apare întrebarea firească din albia politicului. Este straniu, în timp ce Partidul Democrat l-a izolat sau a creat mai multe capcane politice pentru PCRM, totuși rămâne a fi fidel acestui partid, în timp ce actualii parlamentari au declarat Republica Moldova stat capturat. Ну, в отличие от Владимира Николаевича Воронина, все-таки два его предшественника не являются действующими политиками, поэтому у них есть возможность смотреть на все со стороны и, возможно, гораздо более взвешенно. Отодвинув в сторону свои личные пристрастия, непристрастия, любовь или нелюбовь к своим бывшим однопартийцам. И в этом, наверное, их преимущество, потому что вот что мне понравилось в их послании, то, что они обратились не как мы, ваши бывшие президенты, а мы годимся вам в родители и в бабушке, ну, в дедушке, извините, бабушка, им сложно достаточно быть, ну, по крайней мере, да, возраст этот. И это очень такое человеческое послание, кстати, удивительное, потому что эти люди в принципе, не замечены в особом желании что-то комментировать и как-то активно участвовать. Но Владимир Николаевич, наверное, какие-то свои личные связи, обещания, которые остались с теми, с кем он заседал в парламенте, и, наверное, какие-то надежды на возвращение в политику, ну, как бы, надеждами юноши обычно питаются. Вот, люди повзрослее должны все-таки размышлять более разумно и делать ставку уже на действительно юношей. Поэтому мне кажется, что здесь разница именно в отстраненности, насколько ты, ну, понимаете, например, в бракоразводном процессе обе стороны очень так
яростно отстаивают свои позиции. А вот когда по прошествии времени или когда другие разводятся, ты смотришь холодный, на самом деле гораздо более здравый. Поэтому Владимир Николаевич, наверное, было бы... у него будет время посмотреть на все уже со стороны, и, возможно, уже лет там через 5-10 он будет совсем иначе. De ce PD-ul nu pleacă? Sau nu se vrea dus de la putere? А кто же хочет от власти-то отказываться? Pe cale democratică, alegerile sunt un exercițiu democratic, ne place, nu ne place, ar trebui să ne conformăm. Вы хотите сказать, что у нас демократия существовала последние 10 лет? Ее не просто у нас, не просто демократическая партия лишила нас демократии, и в принципе даже все словосочетания с употреблением слова демократия сейчас слышатся в Молдове как издевательство. Но у нас просто прекратил существовать закон. Вот я недавно была в Москве, и когда люди говорят, ну, у вас в очередной раз Конституционный суд, и они с таким пиететом к этому относятся, я говорю, какой Конституционный суд? Это тот, который принял решение о том, что он имеет право отменять и пересматривать законы, которые были еще до его существования. Я говорю, вот мы ждем, когда Биль о правах наконец-то протестует наш Конституционный суд. Ну и до Библии доберется, потому что он может, в принципе. Люди не понимают извне, что такое может существовать, что закон в нашей стране им просто подтерлись, можно так тоже выразиться. Очень грубо, но, к сожалению, большому. Демократично. Демократично, да. Елена, de ce totuși unii concetățeni de ai noștri s-au lăsat aduși în fața unor instituții ale statului pentru suma de 200-500 de lei, în dependență de ce perioadă de timp urmează să stea acolo, în timp ce democrații ne asigură că ei au venit binevol pentru a protesta împotriva guvernului Sandu și a noii conduceri. Ну, мне сложно сказать, потому что я вообще человек незамеченный в любви к массовым манифестациям, не особо в них участвую, но я очень надеюсь, что, может быть, кто-то пришел по своей воле, но все интервью, которые мы видим, показывают совершенно другое. Люди запуганы, люди боятся потерять свои места работы. И если действительно эти суммы существуют 200-500 лей, то мне безумно жаль тех женщин, потому что почему-то в большинстве своем это женщины оказываются, ну, видимо, они у нас кормильцы в этой стране, которые бросили свое хозяйство, а у нас видно, что это сельские люди, люди, которые бросили свое хозяйство и приехали в город и могут позволить эти пару дней, значит, там совсем все плохо, значит, просто нечего есть. И можно только соболезновать той власти, которая довела людей до вот такой вот тупиковой ситуации, что они согласны на это. Omul, cetățeanul Elena Pahomova, cum apreciază aceste acțiuni ale oamenilor care au ieșit în stradă? E vorba de activism civic? Знаете, у нас есть, вчера я только говорила, что у нас есть, да, пассивные активности и активная активность. Вот. Я не отрицаю возможности выхода людей и действительно высказывания своей позиции. Сама недавно снимала сюжет, где люди, вон, господи, всю ночь стоят, они сутками, уже месяц стоят и охраняют свой дом. И это их гражданская позиция, это абсолютно их право. Но когда они выходят действительно, руководствуясь личным мотивом, вот поверьте, как журналист, я подойду, задам любому вопрос, и любой из них даст интервью лучше, чем любой президент, бывший, нынешний и будущий. Потому что они идут, понимая, зачем они идут. А когда они приходят, начинают рассказывать, я приехал на экскурсию, а вот сейчас подойдет наш гид. Ну, в определенные органы, говорят, путаются в показаниях. Это какая-то такая ложь пронизанная, и уважение к этим людям, которые способны на ложь, ну тоже нет. Я не знаю, как они потом будут смотреть. Спасибо большое средствам массовой информации, которые показывают этих людей, им возвращаться в родные села и смотреть потом в глаза, в том числе своим детям, которые, как показывает наш тоже опыт, тоже действительно очень активны политически. Da. Domnule Popovici, vorbeam ceva mai devreme despre faptul că diferite state și-au demonstrat susținerea față de ceea ce se întâmplă la Chișinău. Destul de relevant este poziția domnului Putin, președintele Federației Ruse, și o să vă îndemn să vizionăm încă o dată această luare de cuvânt, după aceea revenim în studio și vom comenta aceste afirmații.
Vladimir Putin a declarat că ceea ce se întâmplă acum în Moldova nu este o situație unică pentru comunitatea mondială, ci foarte semnificativă, și a subliniat că salută acțiunile majorității parlamentare moldovenești de a lupta împotriva oligarhilor care au uzurpat puterea în Moldova. Власть в Молдове, так же как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле. Puterea în Moldova, precum și parțial în Ucraina, a fost uzurpată în întregime de structurile oligarhice și oligarhi care au reușit să captureze toate structurile statului, totul absolut. Adică ei au câștigat bani de la poporul moldovean și i-au folosit ca să-și întărească bunăstarea personală și pârghiile de influență în stat. Moldavskom деньги и пустили для того, чтобы укреплять своё личное благополучие и рычаги влияния на государство. În același timp, președintele rus a apreciat acțiunile președintelui moldovean Igor Dodon în lupta împotriva uzurpatorilor, subliniind că aceasta este începutul construirii unui nou stat. То, что сейчас сделано президентом Додоном, ceea ce a fost făcut de către președintele Dodon în comun cu cei care nu de mult erau adversarii lui, este un pas spre construirea unui stat modern și civilizat. Направление строительства полноценного цивилизованного современного государства. În concluzie, șeful Rusiei a declarat că Moscova va continua să susțină acțiunile președintelui Republicii Moldova Igor Dodon și a noii majorități parlamentare formate din deputații Partidului Socialiștilor și a blocului acum. Cu siguranță vom susține atât președintele Dodon cât și actualii săi parteneri de coaliție, astfel încât ei să scape în cele din urmă de acești oameni care au uzurpat până nu de mult puterea în Moldova. Și în pofida eventualelor contradicții interne, ei totuși au găsit forța de a construi o activitate comună în interesul statului moldovenesc și al poporului moldovenesc și îi vom sprijini cu siguranță. În interesul moldavskog государства и молдавского народа. И будем их безусловно поддерживать. Domnule Popovici, ăsta a fost subiectul realizat de colegii noștri de la Camera Știri. Vă rog să vă pronunțați punctul de vedere asupra ceea ce a remarcat domnul Putin și în ce măsură aceste afirmații vin să instaureze pace despre care tot încercăm să vorbim. Eu am ascultat cu atenție, eu am privit aceste imagini astăzi dimineață și pentru că a apărut în rețelele de socializare. Vreau să spun că poziția președintelui Rusiei este una foarte clară, care încă o dată a demonstrat claritatea poziției Moscovei asupra situației care se petrece în Republica Moldova. Cred eu că această poziție a adus un mare plus imaginii țării noastre pe arena internațională și cred eu că declarația președintelui Putin a sesizat opinia internațională privind situația reală, obiectivă în Republica Moldova. La etapa actuală. Cât privește însăși conținutul mesajului, eu cred că practic nu sunt persoane care să nu subscrie sub ceea ce a spus președintele Putin. Unu, că suntem un stat în care instituțiile au fost acaparate în ultimul timp de către structuri care nu își desfășurau activitate în interesul societății, ci în interes personal, adică a oligarhilor, că există un risc pentru însăși statalitatea Republicii Moldova ca urmare a acestei crize, că forțele sănătoase, de orice orientare, de dreapta, de centru, de stângă, din țara noastră, s-au unit acum cu scopul de a salva Republica Moldova de această catastrofă iminentă care ne aștepta în viitorul apropiat. Respectiv, este un mesaj, cred eu, foarte bun și un mesaj care va aduce un plus imaginii Republicii Moldova și cunoașterii situației reale în Republica Moldova pe arena internațională. Da, destinatarul acestui mesaj poate fi considerat și PD-ul? Atunci când a fost făcută această catalogare, iată, instituțiile, sau a fost reiterat, mai bine zis, această poziție? Pe mine mă miră faptul că astfel de mesaje vin din partea foarte multor șefi de state, din partea organizațiilor din Republica Moldova, a cetățenilor, și, să spunem așa, Partidul Democrat se face că nu aude. Eu nu cred că ei pot să audă un careva mesaj specific, dar vom vedea. Domnule Popovici, după acest mesaj, plecarea domnului Candu la Washington e întâmplătoare?
Și după câte cunosc eu, domnul Cando a plecat ieri seara la Washington. Se vehicula, da, în media, că ar fi plecat aseară. Dacă să ajungi până la Washington, pentru că deja sunt poze cum a coborât în aeroportul din Washington. Dar eu aș vrea să revin doar câteva momente la ceea ce s-au vorbit anterior, doar așa sub formă de teză. Noi când vorbim despre Curtea Constituțională a Republicii Moldova, noi n-ar trebui să vorbim despre o structură abstractă. Nu este Curtea Constituțională un mecanism, un robot care funcționează. Este o structură unde activează 6 persoane. 6 persoane iau anumite decizii. Și în aceste 6 persoane, 5 cu siguranță sunt persoane afiliate Partidului Democrat. Respectiv, ce decizii puteau să iei ele dacă nu în interesul Partidului Democrat. Mai mult ca atât, însă și procedura de lucru. Ei luau decizii nu în baza procedurilor existente, când trebuie să fie pus documentul pe masă, ci în baza la ceea ce se uitau la televizor, ceea ce este de asemenea o gravă încălcare în ceea ce privește activitatea acestei instituții. Dar încă o dată repet, Curtea Constituțională sunt anumite persoane și trebuie să cunoaștem cine sunt aceste persoane. Și dacă cel puțin luăm cunoștință cu numele lor, vedem că ele sunt persoane afiliate Partidului Democrat. De aceea eu cred că ar fi bine ca în ultimul ceas, în ultimul moment, aceste persoane să conștientizeze ce fac, să încearcă să repare ceea ce au făcut și să-și dă demisia de onoare. Iar cât privește situația cu aceste persoane care protestează, da, cu siguranță la etapa actuală, cu siguranță ele sunt persoane care sunt dominate de sărăcia, care a cuprins țara noastră în ultimii ani. Și cineva, anumite forțe politice, exploatează această sărăcie care a fost instituită tot de forța respectivă politică care nu vrea să plece de la guvernare din țara noastră. Rămân pe aceeași notă. Domnul Sârbu, sub presiunea internațională, credeți că PD va bate în retragere? Ei nu au altă cale, asta este unica cale pentru ei în retragere. Depinde de ei cât de frumos, cât de pașnic vor putea să facă acest lucru. Orice încercare a lor de a întinde acest timp și de a organiza diferite evenimente este în detrimentul lor. Chiar aceiași protestatari care sunt la pichetarea organelor de stat sunt niște oameni fie că disperați de sărăcie, fie că sunt impuși cu forța, fie încearcă să imiteze o aricare, o opunere noului guvern. Și în mare parte eu cred că sunt niște oameni care sunt veniți acolo pentru acei 500 de lei care nu pot să-i câștige în altă parte. Am trecut pe acolo, am văzut aceste persoane, sunt oameni care nu au venit să creadă în această forță. Ei pur și simplu sunt așa mai mult pentru număr acolo. Vreau să vă spun că e important ca poporul să se implice în această situație, dar treaz, cu inima deschisă, cu mintea clară, pentru a putea analiza situația care este reală la noi în țară, este necesar de a veni cu o idee, cu o propunere, cu o acțiune. La momentul dat, acestor proteste care sunt mimate în fața organelor de stat, este necesar de a le pune punct și oamenii să se mobilizeze, să iasă într-adevăr pentru ceea ce este un garant al viitorului țării noastre. Și sunt la sigur, uitați evenimentele care le organizează președintele și acum duminică, vor putea să arate care este forța adevărată a poporului. Dacă nu va fi împiedicat poporul să ajungă la Chișinău, vorbeam. Cum poți să împiedici poporul? Sunt, bine, cum a spus Slăpșneanu, sunt mulți. Există poliție rutieră, există alte mecanisme. Sunt convins că tot mai la momentul dat aceste pârghii care le are vechiul guvern mai funcționează. Dar pe zi ce trece, vedem că tot mai mulți chiar funcționari publici, consilii municipale, consilieri, totuși recunosc guvernul nou și înțeleg că nu este scăpare pentru vechea dictatură. Da.
Elena, domnul Cebotar, vicepreședintele Partidului Democrat, ieri în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, zicea că nu prea cunoaște amănunte despre vizita domnului Candu la Washington și nu a putut să ne deschidă parantezele de rigoare. Dacă ar fi să îl credem pe cuvânt, asta ar însemna că nu există comunicare în interiorul partidului. Însă noi, jurnaliștii, deseori încercăm să vedem un pic mai profund lucrurile. Și vreau să te întreb, cataloghezi drept întâmplătoare această vizită a domnului Candu la Washington? Nu, ni один визит ни в Молдову, ни в Молдову сейчас не является случайным. То есть все абсолютно, я бы сказала так, кое-что продумано заранее, кое-что приходится принимать решение прямо сейчас, сегодня и сейчас. И, разумеется, визит в Вашингтон сразу после принятия правительством двух решений о продаже территории республиканского стадиона посольства Соединенных Штатов. Да. И второе – это посольство, да, было, посольство в Израиле перенесено из… намереваются перенести из Тель-Авива в Иерусалим. Это, знаете, как билеты в… Ну, чтобы пройти таможню, вот так я бы сказала. То есть один это билет на самолет, а второй да. Вот. Но Соединенные Штаты не настолько… Понимаете, это же не мелкие лавочники, это политики. Притом политики, наверное, не просто так был визит представителей трех разных сторон. Это США, Европейского Союза и России в один день, в один из понедельников в Молдову. Притом, насколько я понимаю, они несколько сожалеют о том, что они не встретились и не обсудили это все, и то, как развиваться начали быстро события после этого визита, говорит о неком взаимопонимании между сторонами. И заметьте, что все, что говорят иностранные представители других государств, оно очень созвучно, то есть нигде нет каких-то перекосов. Ну, случается там периодически, там в Румынии, например, вот что президент один говорит одно, потом, правда, начинает другое говорить, представитель правительства иначе молвит, но тем не менее есть какая-то общая такая вот схожесть позиции о том, что есть выборы, которые признаны, есть большинство парламентское, что бы мы ни говорили, что бы кто ни говорил и не расценивал, и как бы не трактовал Конституционный суд и те, кто сейчас, те, кто недавно находились у власти, тем не менее, основное в государстве вообще это правление не парламент, не президент, а народ. И у народа есть возможность раз в несколько лет выбирать своих представителей. И вот эти представители уже озвучивают волю народа. И парламентское большинство есть воля большинства в нашей стране. Мало того, большие вопросы к подсчету голосов и большие вопросы к тому, и как подвозились люди. Мне, кстати, очень хотелось бы, чтобы обратили внимание те, кто голосовал за независимых кандидатов. А где же теперь их депутаты? И нам же говорила демократическая партия о том, что хотите вы отзывать людей, а не хочется ли тем, кто проголосовал за этих независимых кандидатов, отозвать этих трех товарищей и спросить с них, а где же вы, почему вы за наши деньги, сейчас непонятно, чем занимаетесь. Вы хотя бы слово скажите, хоть в поддержку одного, хоть в поддержку другого. Это называется по-русски иждивенцы. Вот три иждивенцы есть у нас. Încă o întrebare. Может быть, они уехали уже. Да. Надо, кстати, тоже проследить, где. Елена, iată, s-a tot vorbit despre faptul că spațiul aerian din Republica Moldova este survolat de mai multe nave. Și foarte mulți experți zic că aceste nave aparțin sau vin în Republica Moldova datorită PD-ului. Ce se întâmplă cu adevărat? Я не специалист в области навигации, тем более воздушной, вот совсем нет. Но мне тоже удивительно, потому что вспомните, как прослеживается судьба каждого, значит, полета президента, определенных лиц, которые интересуют. Я помню, когда, значит, лидеров Приднестровья отслеживали, с какими пакетами вышли, эта информация сразу появлялась. Определенные средства массовой информации, ты только прошел паспортный контроль, они уже стояли в аэропорту, потому что знали, кто куда улетел. Судя по тому, что информация эта сейчас недоступна, но только можно смотреть за перемещение странных самолетов, такая, знаете, как это игра, как это там этот мир танков, да, World of Tanks, вот то же самое. Ну, вот. Соответственно, это те, кто контролирует
на данный момент определенные структуры, которые могли бы предоставить информацию, но ее не предоставляют. Вот большой вопрос, кстати, тоже к СИБу, к прокуратуре, куда они смотрят. Da. Domnule Popovici, vreau să aflu poziția dumneavoastră, iată, legată de incidentele de ieri dintre ministrul Năstase, ministrul de interne, și ceea ce s-a întâmplat în preajma sediului numărul 6 a poliției. Cum e posibil ca un ministru în funcție să nu fie permis accesul? Eu aș vrea să continui ceea ce a menționat doamna Pahomova și să trec la întrebarea noastră. Eu cred că ceea ce se petrece acum în Republica Moldova, aceste fenomene, ele vor fi studiate. Cu mare atenție vor fi studiate și în manualele de politologie, și în manualele de istorie, și în manualele de relații internaționale și drept, și de jurisprudență în primul rând. Adică acest caz al Republicii Moldova la etapa actuală, el cu siguranță este unul unical. Poate că în istoria omenirii, dar în istoria contemporană, cu siguranță. Când spun lucrul ăsta, am în vedere, în primul rând, faptul că există, practic, un consens internațional în ceea ce privește situația din Republica Moldova. Adică teritoriul Republicii Moldova a devenit un teritoriu în care inclusiv și marile puteri au practic aceeași opinie referitor la ceea ce se petrece. Și Statele Americii, și Uniunea Europeană, și Rusia consideră că în Republica Moldova s-au produs aceste schimbări irreversibile, necesare pentru îmbunătățirea și consolidarea Republicii Moldova și a societății. Al doilea moment este un consens intern. Adică când te-ai fi gândit că, de exemplu, unele partide politice de dreapta, împreună cu Partidul Socialist, care este de stânga, vor crea această majoritate. Tot nu puteai să crezi că așa ceva e posibil, dar la etapa actuală, noi avem o majoritate parlamentară, compusă din forțe care au anumite ideologii, dar pe care le-a unit necesitatea schimbării spre bine și, mai bine, salvării Republicii Moldova la etapa actuală. De asemenea, este un caz, și trec la întrebarea noastră, când noi avem un președinte ales de întregul popor și recunoscut pe plan internațional, pe plan intern, și care s-a aflat putere mai mult de 2 ani de zile. Господа, почему же не добавил? Вот заметьте, сейчас два главных кандидата второго тура президентских выборов возглавляют две ветви власти. Соответственно, простите, если посчитать вот общее, то это 90%, ну, с лишним. Нынешнего, да, руководства страны, им полное доверие всей страны. Sigur, respectiv. Noi avem un președinte care este ales de întregul popor, alegerile recunoscute în interior și în exterior, președinte care s-a aflat la putere timp de 2 ani de zile. Noi avem un parlament care s-a cristalizat, care a apărut în urma alegerilor din februarie, din 24 februarie, care de asemenea nu a fost pusă la îndoială de nimeni aceste alegeri. Și a fost recunoscute de toate partidele politice și de partenerii noștri din exterior. Și respectiv aceste alegeri, care este o exprimare a voinței poporului, adică adevăratei puteri din țara noastră, poporul, a dat naștere acestui parlament. Și acest parlament de asemenea este ilegal, constituit și reflectă cel mai important voința poporului nostru. Poate la nivel ca de 90% din cetățenii. Votul MMD tot provodili apos 90%. Acest parlament care exprimă voința poporului a creat un guvern care este recunoscut de majoritatea parlamentară și este susținut de majoritatea parlamentară, respectiv de cetățenii Republicii Moldova, și care este recunoscut și susținut de șeful statului, de președintele Republicii Moldova. Adică, practic, noi avem puterea în Republica Moldova creată pe principii democratice și care funcționează armonios. Puterea executivă, legislativă, puterea instituția prezidențială. Dar apare întrebare. Dar cine sunt acei care dețin prâghiile reale? Și atunci noi vedem că astea sunt niște forțe care nu vor să plece de la putere, care până nu de mult s-au aflat la putere, care sunt destul de contradictorii, care au un rating de popularitate destul de jos, mai bine spus, au un anti-rating foarte mare. Da. Și aceste forțe nu vor să plece de la putere. Respectiv, acei care nu vor să plece sau să predeie pârghiile reale pe care le-a deținut, cum le-a deținut, cum au ajuns ei la putere, deja e altă problemă. Dar când nu vrei să cedezi puterea pe cale legală unei puteri democratic alese,
Acest proces se numește uzurpare, care este practic cea mai gravă crimă împotriva poporului și care nu are termenul acesta de prescripție. Respectiv, acele instituții de stat care nu se supun Parlamentului conform legislației vigore, care nu se supun guvernului, instituției prezidențiale, șefului statului, aceste structuri se află în afara cadrului legal. Adică, practic, se află în afara cadrului constituțional al Republicii Moldova. Și aceste forțe, cu siguranță, vor fi trase la răspundere. Cazul care s-a petrecut la Botanica ieri este... Și la primărie, li s-a interzis unor consilieri. Este un exemplu care trebuie să fie luat în vizor de către organele de drept din țara noastră, deoarece, din punct de vedere politologic, este ceva care nu poate fi admis. Este o manifestare a unui puci militar în Republica Moldova, ceea ce este inadmisibil. Dar da. Eu cred că în viitorul cel mai apropiat, noul guvern va intra pe deplin în funcție și cred eu că în viitorul cel mai apropiat, poate astăzi, mâine, colectivele ministerilor, după cum a menționat și șeful statului, se vor expune, să spunem așa, în susținerea noului guvern și vor continua în cadrul legal existent activitatea. Pentru că Republica Moldova, la etapa actuală, are foarte multe probleme. Dacă ne referim la educație, iată, este examenul de baccalaureat, trebuie de pregătit către un nou an de studii, adică este nevoie să funcționeze Ministerul Educației, de exemplu. Avem ministrul Educației, doamna Onofrei, care deja este numită în funcția respectivă și este nevoie doar de făcut această conexiune între aparatul ministerului și ministrul care este numit de către Parlament da. Și care funcționează guvern. Și atunci totul va merge bine. Avem probleme în economie care trebuie să fie soluționate. De aceea, cu cât mai repede acele persoane care au uzurpat puterea, inclusiv în structurile guvernamentale, vor pleca, cu atât mai repede lucrurile vor reveni în normalitate. Da, domnule Sârbo, iată avem declarațiile mai multor primari din țară care zic că PD-ul mai utilizează resursele administrative, mai constrânge, mai amenință pentru ca cel puțin să semneze o declarație într-o susținere a dânșilor. Starea de lucruri în teritoriu nu este tocmai cea mai roză. Păi uitați-vă... În unele localități, pentru că avem foarte multe primării care au venit într-o susținere a guvernului Sandu. Dacă să vedem care este proporția acestor declarații, vedem că sunt doar câteva la număr și oamenii așa cu jumătate de gură susțin vechiul guvern. În principiu vedem că acești oameni sunt forțați sau nu prea cu mare dispoziție și de bunăvoie fac aceste declarații. La sigur sunt oameni care au făcut parte din vechiul sistem, fie din partid. Vedem aceste declarații în susținerea noului guvern în fiecare zi, nu sunt 10, dar sunt sute, chiar mii, începând de la oameni simpli, organizații non-guvernamentale, instituții de stat, funcționari publici, consilieri. Cred că această accelerație a declarațiilor va aduce până la un moment la situația când oamenii vor înțelege că dictatura a căzut și în principiu nu mai este sens de a imita această guvernare. Vedem că sunt niște convulsii agonice la sfârșit prin care se încearcă a interpreta ceva, dar e clar deja, cu toții au înțeles că nu mai este șansă pentru vechea guvernare. Cu toții vedem, uitați-vă, nu a fost un moment care s-a întâmplat deja și este irreversibil. Situația poate să se agraveze în cazul unor altercații și a unor proteste cu vărsări de sânge sau poate fi soluționată pașnic și să deruleze într-o dezvoltare, într-o guvernare normală care va salva Moldova și va prospera, va fi un viitor, ca oamenii să înțeleagă că se poate de rămas aici. PD-ul tot vorbește de o anumită invitație la masa discuției pentru celelalte fracțiuni parlamentare. De ce însă nu vine în Parlament? Așa cum i-a propus doamna Sandu, ca discuțiile să aibă loc în Parlament deschis? În moment ce ei fac această invitație, este clar că au pregătit careva condiții.
dar în momentul în care ei pierd, nu este normal să vie cu condiții și să pui această situație în favoarea lor, fiindcă eu cred că ei trebuie să fie trași la răspundere pentru acele ilegalități care au fost săvârșite de ei. Și acum fiecare zi care se întinde le dă lor șansă să, cum am menționat anterior, să șteargă urmele și să ascundă acele lucruri care le-au făcut. Dar cu cine să negocieze Partidul Democrat și ce să negocieze? Care e subiectul? Care ar fi logică? Poate ei doresc să mai facă careva înregistrări la aceste negocieri, cum au făcut anterior. Noi avem guvern, noi avem parlament, noi avem președinție, la noi deja aparatul de stat e în proces de funcționare. Ce să negocieze? Da. Probabil, inclusiv cum a menționat și președinții Lucinski și Snegur, adresându-se, cred eu, nu atât partidului cât fracțiunii Partidului Democrat, este necesar să revină în Parlament pentru că a folosi platforma Parlamentului în ipostaza lor de partid de opoziție de a promova anumite idei, de a pune în discuție anumite subiecte. Dacă așa, atunci nu văd nicio problemă. Adică ar fi bine ca fracțiunea Partidului Democrat să revină, revină în Parlament, pentru că deja au fost, să revină în Parlament și să-și desfășoare activitatea în calitate de partid de opoziție. Elena, vorbeam ceva mai devreme că iată mai multe ONG-uri din țară și-au demonstrat această susținere sau și-a exprimat susținere, însă destul de interesant se dovedește a fi și declarația ONG-urilor de media. Probabil le-ai urmărit poziția și ai văzut că au adus la cunoștință ambasadilor și instituțiilor internaționale de media faptul că în Republica Moldova s-au multiplicat cazurile de agresare a jurnaliștilor. Agresare care a avut loc consecutiv la mai multe manifestări organizate de PD și unde colegilor noștri le-a fost interzis pur și simplu accesul la informație. Este o încălcare flagrantă în contextul în care vorbeam la început despre democrație, despre stat de drept și așa mai departe. Вот вы здесь не понимаете одного главного. Да. Вот вы тоже здесь люди, которые верят в закон, я тоже в него верю, но не понимаете, не смотрите на эту структуру со стороны. А приглашают не за стол переговоров, а приглашают на сходку демократическая партия, потому что все мышление предыдущей власти, оно именно такое бандитское. Создать свой собственный клан, создать свою собственную корпорацию по отмыванию денег. Не встречи, а сходки, на которых я сильнее, я диктую. У меня рычаги давления на тебя, у меня на твоих родственников, значит, есть дела заготовлены, я могу посадить тебя, я могу отобрать бизнес, и я здесь диктую. Люди не понимают, что это мышление только у них, у выходцев из 90-х годов. И у тех, кому нравятся вот такие методы, это очень маленькое количество людей. Все остальные мы, даже те, кто рожден в Советском Союзе, которые нам постоянно ставят это в упрек, это люди, которые привыкли выбирать, которые в 90-х годах считали, что это благо, что перестройка – это хорошо, что демократизация – это хорошо. Людей, которые так не считали, ну, как бы их какие-то это единицы. И именно так ведут себя, как ведет сейчас уходящая власть, ушедшая, можно сказать, уже. Но она все еще думает, что она еще настоящая, но она уже ушедшая. А власть именно так себя ведут со своими наемными работниками, а скорее даже с рабами. Потому что они привыкли, что журналисты у них – это обслуживающий персонал. Что я сказал, то ты и сделаешь. Другая точка зрения – пошел вон. Вот примерно такое отношение, потому что я работала в этой структуре, я прекрасно знаю, что в свое время они убрали всех думающих людей оттуда. Всех, кто может какие-то породить идеи, создать какие-то проекты, убрали. Оставили тех, кто молчит и говорит то, что нужно, и читает те бумаги, которые нужны. Соответственно, у них отношение, но если мы с этими так же, так и все остальные такие же. Нет. Ребят, были, есть и будут люди, которые... А, со своей точки зрения, вне зависимости от того, на каком телеканале они работают, и кто является владельцем, и владельцы иногда вынуждены с этим мириться, потому что они понимают, что человек, которому доверяет зритель, читатель, лучше этот человек будет со мной в моей команде, и я найду с ним общий язык, тогда и ко мне будет больше доверия.
А вот есть люди, которые действительно появились у нас независимые СМИ, хотя все мы зависим, как минимум, от температуры своих детей. И есть люди, которым тоже уже нечего терять. Большинство из тех журналистов, которые считают себя независимыми, в отличие от того, что они думают о других журналистах, их, кстати, гораздо больше, те, кто действительно полагает, что у них есть своя точка зрения, и они ее отстаивают до конца. Эти люди сами пострадали от этой власти. И они знают, что если сейчас не отстоять, что будет дальше, это неизвестно. И это наше тоже будущее, это наша жизнь. То есть мы боремся не только за тех, кому мы это рассказываем, но еще и за себя, и за свои семьи. То есть это такое, знаете, как говорят, последний бой, он трудный самый. Но это не последний бой, все только начинается. Потому что я очень надеюсь, что данный этап — это такой этап консенсуса. Это действительно, кто мог подумать, потому что Майя Санду, которая не пожимала руку президенту, сейчас и пожмет руку, и действительно воля народа, вот эти 90 с лишним процентов, вдруг все объединятся для того, чтобы отказаться от большего зла. А уже между собой, как нам придется договариваться и придется находить точки соприкосновения. И нужно действительно сейчас попросить наших министров минимизировать какие бы то ни было резкие заявления, потому что они могут отторгнуть кого-то из тех, кто сейчас их поддерживает. Еще пара рассказов про танки и про все остальное, и поддержка может как бы испариться. И мне тоже тут задавали вопрос недавно, а где же программа правительства Майя Санду? Все не так, как бы где же приходит? Вот, надо объяснить людям, коллегам в том числе, что времена, когда программа правительства разрабатывалась в отдельно взятом черном-причерном офисе, они прошли. Сейчас программа правительства, в связи с тем, что она очень разнообразная, она представляет волю всего народа, должна достигаться вот путем консенсуса, садиться каждое министерство и обсуждать, и приходить к единой позиции, которая не оскорбит ни одну из сторон и ни одного из граждан этой страны, даже того, кто не голосовал. Ни за одну из партий, которая сейчас в большинстве. И те, кто голосовал за демократическую партию, эти люди тоже имеют право на уважение. Но и никого нельзя в этой стране отвергать, унижать. Это демократия. Демократия, да, это воля большинства, но тем не менее и меньшинство имеет право на голос. Да. Vreau, domnul, ideea care este că cu siguranță și cei care au votat pentru Partidul Democrat și membrii de rând a Partidului Democrat ei sunt cetățenii Republicii Moldova și ei tot merg în aceleași școli care se închid și la piață unde merg, unde cartofele s-au scumpit cu de câteva ori. Ușa pe deșeve. Nu, relativ. Dar cineva au câștigat bani grei pentru chestia respectivă. Și serviciile comunale plătesc. Adică ideea care este? Că acum ideea centrală este noi trebuie să salvăm Moldova, noi trebuie să salvăm societatea, noi trebuie să salvăm comunitatea asta care este Republica Moldova, țara noastră. Și referitor la ceea ce a menționat doamna Pahomova, cu apucăturile din anii 90, cu siguranță, ele sunt prezente și drept exemplu ne poate servi și cei ce a fost duminică la porțile președinției. Când au fost... Просто за гранью добра и зла. Când au fost aceste animale sărmane, chinuite de niște bărbați dolofani, bine făcuți, care chinuiau aceste animale. Eu am văzut. Eu eram la președinție. Am văzut de ce de fereastră. Mălcișcă care mucile coșec. Da, și respectiv i-au chinuit și i-au aruncat așa într-un mod foarte un mod demonstrativ, dar cu atâta teroare în actul care l-au săvârșit, au aruncat peste gard. Fără îndoială, oamenii au rămas cu mentalitatea anilor 90, a celor ani. Политологически он честно мафией требовался. Это такие 40-е годы США, когда в ани 90, когда бунтуяло эти лечи о луми криминале. Poate că oamenii s-au inspirat și din unele lecturi referitor la mafia contemporană sau mafia italiană. Sau mafia italiană, pentru că ceea ce au făcut ei este un gest cu siguranță a creativității, a unei minți criminale, mafiotice. Și ei s-au dat seama, unii și-au dat seama ce au făcut.
Pentru că vreau să spun o chestie. Noi, eu eram aici în, la orele două duminică, da. Noi pentru prima dată în acest studio am vorbit despre acest gest cu caracter mafiotic. Și mai târziu au fost preluate idei inclusiv și în străinătate. Și s-au dat seama ce au făcut. Și acum încearcă. Și domnul Candu încearcă să spună că el se dezice de acest gest. Они, оказывается, все никого не знают, никто не знаком. В малых милиштах никто не бывал, где никто не знаком. Это просто потрясающе. Человека назначали на эту должность, они же, они его теперь не знают. Cu siguranță, dar datorită журналиștilor, despre care am vorbit anterior, deși ei sunt materiale, sunt de video, foto, cine ține aceste animale, cine îl pipăia. Și vreau să vă spun că acolo era întreaga conducere a Partidului Democrat. Era conducerea primului ministru, ex-primul ministru Filip era lângă aceste animale, domnul Plahăniuc era lângă aceste animale, aceste păsări pe care le-a aruncat. Respectiv, cu siguranță, cetățenii Republicii Moldova, care simpatizează Partidul Democrat, sunt cetățenii noștri. Ei au nevoie de această stabilitate. Cât privește persoanele care se declară adepți sau membri ai partidului și care au uzurpat anumite instituții în stat. Cu siguranță, aceste persoane trebuie să conștientizeze că încalcă legea. Da. Domnule Popovici, noi cred că mai avem 10 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să aflu punctul de vedere a tuturor celor prezenți în studio despre punctul de vedere sau lipsa acestuia, cum o să-l catalogați, a statelor vecine, a Ucrainei și a României, legate de ceea ce se întâmplă la Chișinău. Cum ați decodificat mesajul dânșilor? Referitor, există o anumită opinie și din partea Ucrainei și din partea României. Din partea României noi cunoaștem mai multe opinii venite din partea ministrului de externe, care a generat destul de mari discuții în România. De aceea și am acordat această întrebare. Există opinia guvernului, există opinia președinției. Ministrul Mireșcanu ulterior și-a corectat mesajul și a spus că este părerea lui personală, dar e greu diferențiat. Dar ideea care este? Atât în opinia celor de la Kiev, oficialităților de la Kiev, cât și oficialităților de la București, ideea centrală este necesitatea menținerii ordinii în Republica Moldova, inadmisibilității unor destabilizări a situației, pentru că suntem vecini. Și eu sunt sigur că ei sunt sinceri în ceea ce privește necesitatea efectuări în Moldova unor schimbări în interesul cetățenilor din țara noastră. Da, domnule Sârbu, punctul dumneavoastră de vedere. Eu cred că această zi istorică a demonstrat că Moldova are un viitor. Mă bucur că s-a întâmplat acest eveniment. Mă bucur că acea perioadă fanariotică, cum erau pe timpuri că se cumpăra tronul Moldovei și se storceau bani de la populație prin diferite impozite. Mă bucur că această perioadă a trecut. Vedem cu toții că avem un președinte, un lider puternic și înțelept, care se diferențiază de cei precedenți, mă refer la Timofte, Ghimpu, spre exemplu. Și sunt convins că Moldova are viitor alături de astfel un lider care a avut înțelepciunea să unească majoritatea populației, cum am auzit și am putut să calculăm, practic 90% din populație îl susțin și sunt convins că este o mișcare bună și mergem în direcția corectă. Mulțumesc! Elena, spune-mi, te rog, o bună parte din analiștii... A, pe ce mă mie tot și vopros? Da, vă rog, haideți! Tot aceeași da. Întrebare. Ну, мне кажется, что на самом деле эти страны наиболее близки к нам, и для них очень большой удар то, что все-таки два, казалось бы, непримиримых блока смогли найти общий язык. И они все-таки ожидали несколько иного развития событий. У Украины своих проблем достаточно, у них и Донбасс, и как бы по Крыму они тоже все страдают, ну как бы это их право абсолютное. И они боятся, конечно же, того, что может произойти в Приднестровье, как это отразится на Приднестровье. Но мало того, скажу, что и в Приднестровье боятся, как на них это все отразится. Но я так думаю, что да, вот как бы недолго виться. Да. И поэтому, разумеется, у них, с одной стороны, различные позиции, с другой стороны, каждая страна может выбрать то, что ей удобно. Почему? Потому что, вот заметьте, кстати, по ситуации на Украине у нас тоже не так много заявлений. Мы очень боимся ухудшить отношения с нашими соседями, и вот этот вот страх что-то лишнее сказать, иногда лучше все-таки
сказать. Поэтому, а в Украине они сами с Конституционным судом, там сейчас президент борется, поэтому... Да, comportamentul уже... PD depinde de ce mesaj va primi de la Washington? Pentru că mulți vorbesc și despre poziția marilor puteri, cu toate că spunea și domnul Popovici, noi nu suntem atât de mari ca și întindere. Noi, vă знаете, все-таки Соединенные Штаты это не у нас планета называется Земля, а не Соединенные Штаты Соединенных Штатов. Поэтому при всем моем уважении к действительно большой и могущественной стране, все-таки такое количество стран, которые признали правительство Майя Санду, я думаю, что уже высказалась общая позиция мировая, она высказана. Revenim la normal după data de 21, atunci când urmează să se pronunțe Comisia de la Veneția? Ну, господин Кандуш сказал, что это просто рекомендательный характер, и в принципе уже ходят шутки о том, что наш Конституционный суд может отменить решение Венецианской комиссии, а может, в принципе, и разогнать весь состав Венецианской комиссии к чертям. Но могу просто сказать демократической партии о том, что проигрывать нужно уметь. И те, кто занимаются спортом, а там многие спортсмены с детства, хороший тренер, учит не только выигрывать, но и проигрывать, и гордо поднимать голову, и уметь отходить в сторону. И самое главное, чтобы действительно вот это воскресенье и последующие дни прошли мирным был марш, никто не спровоцировал людей, таких попыток будет множество. И я понимаю, что чем дальше они затягивают, тем дольше сроки у них на самом деле, у всех товарищей, которые все это удерживают, просто так они уже не отделаются. И мне кажется, что те, кто действительно нарушает сейчас закон, они обязаны понести ответственность для того, чтобы неповадно было, и чтобы мы показали всему миру и самим себе, что закон в этой стране существует, и он должен быть. И это закон справедливый, и это закон народный. Да, domnule Popovici, după data de 21 urmează o nouă epocă? Cu siguranță, cu siguranță, evenimentele care s-au declanșat în Republica Moldova în a doua parte a zilei de 7 iulie, care au continuat... Iunie, da, deja. Care au continuat pe 8, continuă, asta este, cred eu, un nou început pentru țara noastră. Legat de Comisia de la Veneția? Nu cred eu că va fi simplu, pentru că moștenirea care rămâne este una destul de grea în toate domeniile. În toate domeniile și când se vorbea despre programul de guvernare, eu nu invidiez pe cei care se află în cabinetul de miniștri, pentru că sunt probleme care trebuie să fie soluționate și în economie, și în sfera financiară, și în sfera socială. Iată, s-a adoptat această lege nouă privind salarizarea și fără a aloca bani. Sunt probleme cu școlile, sunt probleme cu instituții de învățământ superior, sunt probleme cu medicina, adică moștenirea este pe care a preluat-o guvernul Maia Sandu, este o moștenire destul de gravă, dar eu cred că echipa este în stare să modifice. Ceea ce va fi decizia Curții de la Veneția, practic, pentru mine, de exemplu, ca un om care urmărește presa, ascultă opiniile specialiștilor în domeniu, eu cred că decizia este clară. Adică o să fie un verdict în favoarea ceea ce s-a petrecut în Republica Moldova. Că avem un parlament legal și legitim, că avem un guvern constituit în conformitate cu normele existente în țara noastră, nu invidiez pe cei care au, să spunem așa, au întreprins anumite măsuri, mă refer în special la judecătorii cu Curtea Constituțională. Și aici mă pune pe gânduri cum vor reacționa ei. Și cred eu că ar trebui să nu agraveze lucrurile, să nu-și agraveze propriile soarte. Mă refer la acești oameni, pentru că unii din ei cunosc personal și inclusiv fiind la Universitatea de Stat și în realitate, pe timpul erau profesori foarte buni de drept. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, pentru punctele de vedere pe care le-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, rămâneți alături de noi pentru că urmează colegii noștri de la Camera Știri și cu alte ediții informative.